Foarte aproape de momentul în care vom auzi glasul Mirelui și glasul Miresei, care în acest cadru de sărbătoare, înaintea martorilor prezenți, văzuți, dar și a celor nevăzuți, vor mărturisi hotărârea inimii lor și declarația dragostei pe care o au unul pentru celălalt în această zi și ne rugăm această declarație pe care o vom auzi, Dumnezeu să-i învrednicească, să o păstreze toată viața. În această zi, noi cei de la Maranata am fost fericiți pentru că suntem la sărbătoare și nici nu se poate altfel. Dar am mai fost fericiți pentru că, pentru noi, continuă momentele de bucurie, fiindcă am primit un dar deosebit pe sora Cristina. De fapt, noi am primit înapoi ceea ce am împrumutat Timișoarei. Și dați-vă cum Dumnezeu, peste vreme, rânduiește ca cei plecați de aici, din Dulcea Bucovină, să se întoarcă la izvor, să se întoarcă înapoi în locurile natale. Și vrem să spunem fraților noștri de la Timișoara și nu numai, dacă ne urmăresc pe internet, că noi așteptăm pe toți cei plecați să vină acasă. Și dacă se vor întoarce acasă, fraților, trebuie să ne apucăm de lucruri, pentru că trebuie să lărgim hotarele. Numai după Revoluție, dintre noi, din Biserica Maranata au plecat peste 150 de persoane. De aceea așteptăm să vină acasă pe ei și pe copiii lor. Amin? Știu că asta nu va fi posibil aici. Dar va veni o vreme când cu toții vom ajunge acasă și adunarea nu va fi la Maranata, ci adunarea va fi în Împărăția lui Dumnezeu. Eu mă rog ca niciunul dintre cei plecați sau din cei prezenți să nu lipsească la acea numărătoare. Amin. Vreau să las lui Beni și Cristinei telegrafic trei gânduri importante. Pentru Beni e obișnuit să pășească aici în față. L-am observat și l-am urmărit deseori venind în față cu trompeta. Sau venind în față pregătit să dirigeze corul. Să cânte solo sau să dirigeze corul. De data aceasta a fășit în față pentru că va trebui să învețe să cânte duet. Și uitați-vă ce frumos lucrează Dumnezeu că pune împreună pe doi cântăreți. Și ne bucurăm că sunt în casa Domnului și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Din ziua aceasta și tot restul vieții, eu mă rog ca Domnul să-i ajute să cânte Sinfonia Dragostei. În capitolul 13 din 1 Corinteni găsim mărturisirea pe care o face Apostolul Pavel despre cea mai măreață sinfonie care trebuie să armonizeze inimile celor credincioși, dar și inimile celor ce împreună formează o unitate desăvârșită în viața de familie. Pentru ca să interpreteze această sinfonie a dragostei și între ei să fie o armonie desăvârșită în zi de sărbătoare și în tot restul zilelor pe care le vor petrece împreună, le spun armonizați-vă viața după un ton corect. Știți, nu se poate sinfonie și armonie dacă tonul e greșit. Și avem muzicală care spune tonul face muzica. Nu știu cine v-ați propus să dea tonul în familia voastră. Acum nu mă uit la voi, mă uit în partea cealaltă. Sunt familii în care tonul îl dă soțul. Și el, cu autoritate de tonul, de la mine în jos, ascultarea. Dar mai sunt și familii în care tonul îl dă soția. Și am auzit noi când s-au dus lângă acea pancartă care arăta cine este sub autoritatea soției. Dar deseori, tonul vine și din altă parte. Din partea părinților, din partea prietenilor. Și Doamne ferește, chiar din partea puterii Dumnezeului. De aceea, ca să puteți cânta Sinfonia Dragostei, alegeți un ton corect. Și știți de unde vine asta? Din partea lui Dumnezeu. Mă rog în casa voastră cel care dă tonul să fie Dumnezeu prin Cuvântul Sfânt.
Căutați să citiți în fiecare zi Cuvântul lui Dumnezeu și armonizați-vă viața, nu după ce spune Cristina sau Beni, ci împreună, armonizați-vă viața după ceea ce spune Dumnezeu. Amin? Apoi, interpretați-vă partitura. Știți? Nu se poate simfonie și armonie dacă s-au greșit partiturile, nu? Se mai întâmplă uneori ca cineva să încerce să cânte partitura altcuiva. Sau să se încurce partiturile. Cineva să dea cântarea cum scrie acolo 771 și să găsească o altă cântare 333 și să încerce să cânte împreună. Nu se poate. Nu se poate armonie cu partituri greșite. Dar și în familie nu se poate armonie decât atunci când fiecare vă veți interpreta partitura voastră. Eu știu că vorbesc în limba voastră. Există ispita ca soția să ia partitura bărbatului. Și greu și uneori și bărbatul trebuie să se descurce cu partitura soției. Numai că armonie este atunci când fiecare își interpretează partitura lui. De aceea Sfânta Scriptură arată care e partitura bărbatului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica. Și mai este și o partitură a soției. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, ca Domnului. Amin? Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să nu greșiți partiturile. Și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să interpretați partiturile corecte. Și în ultim gând, fiți atenți la dirijor. Dacă ați luat tonul corect și partitura corectă, așteptați când dirijorul dă intrare. Noi cei de la Maranata știm o situație deosebită. Într-o joi seară, cei care ați fost și veniți la biserică și joi seară, cineva a dat o cântare. Sau nu știu dacă era joi sau duminică. Și un tânăr din biserică, fratele Cezar, nu știm noi, s-a anunțat doar prima strofă și toată biserica s-a oprit după ce am terminat strofa a doua. El a continuat și cu strofa a doua și cu strofa a treia și cu ultima strofă. Pentru că n-a fost atent la cel care a indicat cât trebuie să cântăm din cântarea respectivă. În foarte multe biserici nu este armonie, fiindcă fiecare începe la vremea lui. Nu mai există pauze, nu mai există măsură, nu mai există limită. Este un dirijor care marchează începutul, care fixează pauzele, care fixează măsura. Și acest dirijor, pentru voi, mă rog să fie Domnul Iisus Hristos. Atenție la intrări, la călăuzirea Lui, la modul în care El vă va vorbi. Și în felul acesta să auzim pe Beni și Cristina cântând împreună un duet frumos în casa Domnului, dar și un duet frumos în viața de familie. Acum permiteți-mi o întrebare pentru dumneavoastră. Ce duet să aude în familia dumneavoastră? Ce aud vecinii când cântă soțul și soția? Este o simfonie sau zângănit? Apostolul Pavel spunea, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, nu sunt decât un chimbal zângănitor. În multe familii, simfonia s-a transformat în zângăneală. Mă rog în momentele acestea ca Dumnezeu să restabilească armonia. Și de la această ocazie de sărbătoare să plecăm mână în mână, așa cum am auzit mărturia cântării cu care a fost înălțat numele Domnului. Și în viața noastră și a familiei noastre să fie înălțat numele Domnului Iisus Hristos prin cea mai frumoasă armonie, cântarea nouă de dragoste, care să-L înalțe pe Domnul Iisus Hristos și să-L cinstească pe El, aici și veșnicia întreagă. Amin. Am vrea acum să-i auzim pe cei sărbătoriți, de aceea împreună cu fratele Iacob vom face un pas mai în față. Și pentru că au auzit deseori cuvântul Scripturii prin care Dumnezeu vorbește atât bărbaților cât și nevestelor, în ziua aceasta, după ce
Au fost transmise atâtea urări prin care au primit îndemnuri pentru a avea reușită și binecuvântare în viața de familie. Aș vrea să mă adresez celor sărbătoriți și, în primul rând, ca unul care îl cunosc pe Beni de când umbla prin biserică ca un copilaș adineaur, care a crescut aici sub ochii noștri, îl cunosc pe el, dar și părinții, și a fost la sărbătoarea nunților atunci când eram și eu, eram la începutul slujirii. Frate Beni, în ziua asta deosebită pentru tine, când stai cu emoții, uite, în fața celor ce ți-au dat viață, înaintea bisericii, înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să te întreb, cu dragoste, cu deplină convingere că aceasta este voia lui Dumnezeu, voie în căsătorie pe sora Cristina? Da. Păgătuiești să o iubești, să-i te dăruiești în dragoste și cu ajutorul lui Dumnezeu să trăiești împreună cu ea până la sfârșitul vieții și veșnicia întreagă? Da. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze mărturia dragostei tale. Transfer microfonul pentru cel ce este aproape de sora Cristina. Da, este adevărat. Și eu am văzut-o pe Cristina crescând și devenind o domnișoară și apoi o soră de nădejde în biserica noastră. Chiar dacă, spuneam, într-un fel, ne pare rău că ea pleacă, dar ne bucurăm în Domnul tare mult, pentru că și-a găsit alesul inimii și de astăzi înainte vor putea să temeieze o familie binecuvântată. O familie în care slava lui Dumnezeu să se poată arăta. Vreau să spun și eu trei întrebări scurte. Sora Cristina, accepți în mod solemn ca fratele Beni să-ți fie soț prin căsătorie? Da. Făgăduiești să-l iubești și să-l respecti, să trăiești cu el cu loialitate și tandrețe când veți fi sănătoși, când va fi bolnav sau sănătos în vreme de prosperitate sau în vreme de necazuri? Da. Ești gata ca părăsindu-i pe toți ceilalți să-ți păstrezi viața numai pentru el atâta timp cât vei trăi anul lor? Da. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze și daul tău. Amin. Amin. Haideți acum, după ce am auzit această mărturisire deosebită făcută de fiecare în parte, să ne ridicăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să îi ajute ceea ce au mărturisit să poată primi cu toată puterea și cu toată dăruirea în fiecare zi a vieții. Tatăl nostru care ești în cerul, în numele Domnului Iisus Hristos stăm înaintea ta în aceste clipe și te rugăm frumos, binecuvintează această familie. Amen. Te rog frumos în clipele acestea să binecuvintezi pe fratele Beni și pe sora Cristina. Amen. Te rog să faci ca unirea dragostei lor să însemne de azi înainte o trăire frumoasă, unul cu celălalt și o trăire frumoasă înaintea cerului și a pământului. Și fă, Doamne, ca familia lor să fie binecuvântată de Tine. Amin. Doamne, te rog să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să îi însoțească în fiecare zi. Amin. Și, Doamne, Tu să fii prezent în familia lor în fiecare zi. Amin. Doamne, te rog să o binecuvântezi pe Cristina. Amin. Te rog să faci o soție credincioasă. Amin. Te rog să faci o soră bună în biserică. Și, Doamne, să o faci la vremea potrivită și o mamă bună și iubitoare. Amin. Fă, Doamne, să-și respecte soțul. Fă să-l iubească și împreună să dorească să arate acestei lumi care merge în pierzare că există posibilitatea ca familie să se înțeleagă, că există har în familie, că există bucurie în familie. Amin. Și, Doamne, familia lor să fie binecuvântată de Tine. Amin. Mă rog, Doamne, ca atunci când vor trece și prin zile cu nouă, atunci când poate vor veni și necazuri sau probleme, crize sau falimente, Doamne, Tu să intervii în ajutorul lor. Amin. Așa cum ai făcut la nunta din Cana, Doamne, Te rugăm frumos, lucrează și în familia lor. Amin. Și toate nevoile pe care le au, să le poți completa Tu. Și, Doamne, să-i întărești, să-ți fie niște oameni credincioși și oameni ai rugăciunii. Te rog să binecuvintezi fraților, binecuvintează părinților care au crescut și binecuvintează, Doamne, biserica și de unde a plecat Cristina, dar și aici unde a ajuns și unde vor locui împreună. Ajută-ne, Doamne, să putem și noi pe braț de rugăciune și în numele Tău să rămână peste viețile noastre de acum și până în veci. Amin. Amin. Doamne, în această zi, când cei a căror inimă a fost legată în dragostea Ta, au îngenunchiat aici la altar,
Din cerul tău prea înalt, te rugăm, pune-ți mâinile peste ei. Vor pleca pe drumul vieții în mijlocul acestei lumi. Și venim înaintea ta și te rugăm împreună să nu-i lași singur. Amin. Doamne, Cristina va fi departe de cei care i-au dăruit viață, dar aș vrea să fii tu alături de ea și să o binecuvintezi cu prezența ta în fiecare zi. Amin. Îți mulțumesc pentru venii, pentru călăuzirea ce ai dăruit-o, pentru convingerea pe care o are prin călăuzirea ta și adevărul pe care l-am mărturisit astăzi că e pregătit prin Cristina ajutorul potrivit. Te rog împreună să-i binecuvintezi în aceste momente. Să-i ajuți, Doamne, în mijlocul acestei lumi să fie purtați în calul tău de biruință. Amin. Și oriunde vor ajunge, Doamne, am vrea să te rugăm să-i însoțești cu binecuvântarea ta. Pentru aceasta ne unim și îți cerem să-i ajuți să umble prin credință. Amin. Să-i păstrezi curați unul pentru celălalt și împreună curați pentru tine. Amin. Și apoi, Doamne, să-i ajut să fie gata în ascultare, să plinească voia ta în orice vreme. Te rugăm să-i binecuvintezi în locul în care vor câștiga pâinea de fiecare zi. Amin. Și mă rog, Doamne, să nu lași ca pâinea să lipsească vreodată de pe masa lor. Mă rog apoi, Doamne, să-i binecuvintezi în locul în care te vor sluji. Amin. Și în mod deosebit să-i binecuvintezi în locul în care vor trăi împreună ca familie. Binecuvântarea ta să fie peste casa lor. Dacă vei rândui să aibă copii, te rugăm să le dăruiești copii sănătoși. Amin. Copii care la vremea potrivită să te poată să te aleagă pe tine. De aceea, Doamne, stăm înaintea ta și te rugăm, ajută-i să fie o mărturie în casa lor. Și nădejdea că îi vei binecuvânta pe ei, Doamne, stăm înaintea ta și te rugăm, binecuvintează și părinții lor. Amin. Îți mulțumim pentru jertfa ce au depus-o pentru a-i crește în ascultare de tine. Mă rog pentru ei să-i faci o binecuvântare pentru părinți. Și pentru că suntem în prezența ta, Doamne, nu lăsa nici unul dintre noi să plecăm din locul acesta fără binecuvântarea ta. Și dacă sunt unii care nu sunt vrednici de binecuvântarea ta, Doamne, ascultă strigătul inimilor. Și în ziua aceasta primește-le rugăciunea, îndură-te de ei și dă-le binecuvântarea ta. Toate acestea te rugăm în numele și în meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Stare civilă, de data aceasta, în cadrul acesta de sărbătoare,
Le ofer încă o dată certificatul de căsătorie, îi felicit și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă dorim drum bun împreună cu Domnul și uitați-vă, va ieși soarele. Ne rugăm ca Domnul, care a făcut după zile de furtună și ploaie, să aducă soarele, să păstreze soarele în viața lor. Haideți să ne ocupăm locurile.